Ah, ce zi frumoasă de duminică, una liniștită. Nino, Nino, Ce? Nino. Ce, Doamne, iartă-mă? Domnul Da, bă, ce faci acolo? Cine ești tu? Și ce cauți în zona mea? Care-i... ați pierdut un prieten că l-am găsit bătut și o zis că aici locuiești. Ai tu... Da, domnul doctor, o întrebare. Ați băut ceva înainte să veniți? Nu, ce asta, motoretă? Domnul doctor, domnul doctor, ce faceți cu motoreta mea? Adio! Dinu cobor acum la... Domnul doctor, păi cum adică? Mi-ați adus prietenul, dar am furat motoreta? Domnul doctor, domnul doctor! A, da? Domnul doctor, luați de aici, mi-ați furat motoreta! Domnul doctor! Nu mai merge motoreta, e Păi, stricată. normal că nu mai merge, fiindcă mi-ai stricat motoreta. Ia de aici, doctore! Au, au, au. Da, ce cauți aici? Bă, hai să-ți povestesc. Deci, eram la un bar și m-am întâlnit cu Cartoon Cat și cu Oogie Oogie. Și a zis că li dau locul meu. Și a zis că ce vrei, bă, că nu-ți dau nimica. Și a început să mă bată că nu voiam să li dau locul. Și le-am zis că, bine, vă dau locul, așa că baftă o să te bați cu ei zilele astea. Stai un pic, locul la ce loc le-ai dat tu? La bar, bă, că voiam să beau și... Hai în casă. Ia un loc pe scaun. Se ia un loc pe scaun, dar mi-ai distrus și casa, ce-ai făcut? Mi-ai intrat pe ascuns prin casă. Ia un loc pe scaun și trebuie să vedem cum facem să ne batem. De fapt, să te bați. Să mă bat, eu, cu Cartoon Cat și Oogie Oogie. Era azi o zi frumoasă de duminică. Ai venit săptămâna trecută, ai distrus tot prin casă, am făcut curat. Și ce cu doctorul ăla? Ăla te-a vindecat pe tine? Ăla-i Marcel, bă, ăla m-a găsit pe stradă și a zis că mă ajută dacă îi dau o navetă de beri. Și i-am dat. Te ajută Marcel, nu? Hai că te ajut eu. Fă cunoștință cu Van Damme, preotul din sat. Bă, ăsta te bate până scoate dracii din tine. De ce? Tu ai venit cu preotul? Tu ești ok? Bă, ăsta e cel mai bun antrenor pe care l-am avut vreodată. Bine, tot ce am învățat la el a fost să iau bătaie, dar asta e partea a doua. Van Damme! Păi nici nu mă bag în seamă! Van Damme! Alo? Tu l-ai dus pe Că ăsta nu-i băut? dai de băut. Că nu-i dat de bou, nu? Ia de aici, Van Damme, bea asta! Și asta Van credeam... Damme! S-a dus Van Damme, s-a dus în ceruri! Wow! Bă, ce-o bubuit? Au venit ăștia, bă? Ce-o bubuit? Ce-o bubuit? O bubuit asta, ia de aici! Grim Reaper! Ok. Bă, mi-ai tras în picior! Gata, bă, nu mai faci urât, că dacă vin aia, îți fac mai rău. Am înțeles. Trebuie să te înveți cu bătaia. Nu, stai! În primul rând, eu stăteam liniștit în casă. Stai! Copile, așa te călești, copile. Dar nu vreau să mă călesc în primul rând. Nu! Te rog, lasă-mă! Nu! Nu salvarea! Doar atâta mai avem. În primul rând, Bă, stai! Stai! Vino înapoi! A, da? Ia de aici! Așa, în primul rând, vreau să-mi țin un discursul, da? Doctorul nu mai avem, fiindcă mi-a furat motocicleta și o fugit. Nu l-am omorât. Cu Maricel? O fugit Maricel. O fugit în ceruri, fiindcă i-a intrat cu bomba, știi cum? Era Maricel acolo, i-a zis, Domnule Maricel, îmi pare rău! Și atunci și cu cadavrul ăsta al lui Maricel de aici, din spatele casei astea, da? Ăla e doar o schiță de-a lui Marcel. Și trebuie să ajungem în oraș. Și eu nu știu să conduc. Dar ghiși cine știe să conducă? Tu știi să conduci, așa că urc din mașina asta și nu mai fă urât și ai odată în oraș. Da, am băut. Dar de fapt asta nu e un impediment. Da, păi și dacă ai băut ce tocmai, că acum ai plăcere, stai să mă urc, bă, lasă-mă să mă urc, stai, nu, vino înapoi, nu! Nu pleacă la plimbare, pierde locul de cazare, nu știu. A, da, gata, sunt gata de drum, oricând vrei tu, dă-i drumul. Iuhu, aventură! Hai, bă, odată, că am făcut pe drumul ăsta 10.000 de opriri. Cine te-a pus să conduci la volan? Și ce facem aici la școală? Nu la Bă, școală! explică-mi cine a pus gardul ăsta în fața mea. Cum adică cine a pus gardul? Tu, a! Stai! Bă, stai că ai nebunit! Ți-am spus că nu-i bine să bei la volan! Gata, am parcat mașina. De ce am venit aici? N-am tupeu să mai plec din lângă mașină. Spune-mi de ce am venit aici. De ce? Uite, vezi tu? Aici trebuie să te bați. Să mă bat eu? Păi da, ți-am spus că trebuie să te bați, că
eu nu mai vreau să iau bătaie și am zis că iei tu din partea mea. Să mă bat, nu? Să mă bat, așa spui tu, să mă bat, nu? Ia de aici bătaie! Nu, nu, nu! Bun, și ne vedem cu cineva sau ceva? Da, e un amic de-a meu pe aici, trebuie să fac deschiderea. Dar nu durează mult, stai calm. Păi și unde e amicul tău? Pe aici, pe undeva, trebuie să fii. Hai cu mine. Eu vin. Dar întrebarea mea, tu vii? Domnul Grim, v-ați cam blocat în ciment. M-am împiedicat. Ajutor. A da. Și așa a murit domnul Grim. Respectele mele. Bă, tu te-ai dus, frate? Care e acolo? Doamne, tu ce mai ești? Ești cumva prietenul lui Grim? Așa cred. Bine, hai să intrăm înăuntru. Stai, Olegă, dar cine ești tu? Eu dau biletele aici la luptă. Tu dai biletele, nu? Și că trebuie să lupte un fraier albastru cu ochii mari și buzile roșii. Fraier albastru, nu? Ia-l pe ăsta. Mărâncă-l pe ăsta! Bună seara, doamnelor și domnilor. În această seară vă prezint băiatul Draculaș. Oh, da. Aplaudați, vă rog. Aplaudați, iuhu! Aplaudați-mă, uite așa să mă aplaudați. Iuhu! M-a ratat câți vai capul meu. Vai capul meu. Se pare că nu-l place lumea. Da, stai că m-am dat eu greșit. Uitați-vă aici, schemă profesională Guatemala style. Iuhu, Guatemala! Da, am înțeles. A revenit, aplaudați-mă, schemă. Iuhu! Da. Avem public după buget, vă dați seama. Și cu ăsta ce? Ăsta e adversarul meu? Că dacă îi dau una... Ăsta e Laurențiu. O fost Laurențiu, vreau să zic. O fost, am câștigat. Tuhu, sunt cel mai bun! Draculaș, vezi că ăsta era așa doar un tutorial. Băieții grei vin de acum. Și cine urmează acum? O să vezi, baftă. Da, uleu, mi și frică. Ești pregătit pentru bătălia asta? Doamne, dar cel mai pregătit. Deci așa, uite bine la ochii mei. Uite bine! Sunt cel mai pregătit. Da, văd că ai multă perseverență în ochii ea. Chiar am. Să-i dăm bice, unde? Unde e adversarul? Văd că e frică să vină. Știi cu cine te bați, nu? Nu, cu cine? Un oponent, nu prea cunoscut el. Ughi, Ughi. Adică mă bag cu... Auleu, unde e? Auleu! Nu! O mâncat prezentatorul! M-a mâncat și pe mine! Doamne, domnule Ughi, Ughi, îmi pare rău pentru ce... Lasă-l, că pot să-l bat. Nu! Doar cu lanțuri îl poți ține locului. Bă, eu zic, mai bine să fugim. Fugi, că nu putem să-l batem. Chiar nu putem. Fugi! Doamne, bă, l-am închis pe Ughi Ughi acolo. Bă, dar nu mi-ai spus că o să mă bat cu el, tu ești nebun? Bă, dar ți-am zis că o să te bați cu el, că doar el m-a bătut pe mine prima oară. Taci. Hai pe aici. Tu nu l-ai văzut pe prietenul lui? Care prietenul lui? Păi, știi că el a venit aici cu Ben, nu? Tu și Ben aici? Da. Nu spune că e și Ben. Ce se aude? Bă, cât Ben-s? Nu, fugi! Bă. Cât Ben? De ce sunt așa mulți Ben acolo? Doamne, de ce sunt așa mulți Ben? Doamne, trebuie să plec. Bă, te promit că mă întorc după tine data viitoare. Bă, nu pleca, bă, nu pleca fără mine, promit, promit că vin. În sfârșit am ajuns acasă, deci sunt implecați de zeci de ani. Stai că mai... ce am mușcat din lemnul ăsta. Îți place parcarea mea? Dacă îmi place parcarea ta, dacă... Da, uite ce cred despre parcarea ta. Ia de aici parcare! Ia de aici, frate. Ți-am arătat eu parcare. Acum treci cu și nu mai fă urât. Trebuie să ne ascundem. Unde ești? Acum ajung. Așa. Repede, sus. Repede, hai. Trebuie să ne ascundem. Unde ne ascundem? Bă, ce s-aude? Știi vreun loc? Bă, ăsta e Ben? Mi-ai dat cu... Unde? Unde să fie Ben? Păi ce s-a auzit? Bă, nu mă sperea. Eu zic că sunt singur, eu stau aici ascuns și asta o să fie tot. Du-te și verifică, du-te și verifică. Hai că mă duc acum să verific. Bă, ce e aici? Mai ești? Ești ok? Alo? Bă. Hello? Cine ești tu? Se pare că prietenul tău cam murit în baie. Acum urmezi tu. Stai, Ben! Ben, nu! Iartă-mă!
N-am vrut! Domnule Ben, n-am vrut! Domnule Ben, vă dau, am cea mai bună mâncare din lume în acest frigider. Uitați, cea mai bună mâncare din lume. Se vede ce ești așa gras. Domnule Ben, în primul rând vreau să zic că... poți să mănânci asta! Iuhu, am scăpat! Bă, ce caut Ben? Ce faci aici? Bă, o pleca Ben? Dacă o pleca Ben, nu știu, am venit să mă ascund aici cu tine. Bă, m-am dus atunci în baie când mi-ai spus și era Ben acolo. Și scoate ranga la mine și poc mi-a dat una după cap și m-am trezit aici. Și te-ai gândit că cel mai bine e să mă las singur, nu? În toată casa aia, eu contra Ben. Unde ai fost când am avut nevoie de tine? E parte din poc mi-a dat una în cap și am leșinat, nu înțelegi. Eu nu înțeleg, nu? Nu tu nu înțelegi, nu? Dumnezeu, iartă-mă pentru ce să fac. Lasă aia, lasă. Aaaa!